Direcția de Sănătate Publică Suceava a anunțat joi că în săptămâna 23-29 ianuarie 2023, în județul Suceava au fost înregistrate 71 de cazuri de gripă, din care 35 de pacienți au fost internați. Cele mai multe cazuri de gripă, 22, au fost înregistrate la grupa de vârstă 5-14 ani, alte 13 cazuri la grupa de vârstă 2-4 ani și 12 cazuri la grupa 0-1 an. În aceeași săptămână au fost 2000 180 de cazuri de infecții respiratorii acute, cu 26 de internări. Cele mai multe cazuri de virus, 782, au fost la grupa de vârstă 5-14 ani. Tot în aceeași perioadă au fost înregistrate 427 de pneumonii, cu 96 de internări. Cele mai multe cazuri, 89, la grupa de vârstă 15-49 de ani.